La începutul acestui an, Centrul Contact, în parteneriat cu GIZ, a oferit sprijin financiar pentru 8 ONG-uri locale, inclusiv Asociației Obștești Women in Business din Ceaterlunga, pentru desfășurarea unor activități locale menite să sprijine comunitatea. Una dintre aceste inițiative a fost desfășurarea Școlii Turismului Sportiv, un proiect care a avut ca scop îmbunătățirea procesului de socializare a copiilor din familiile de refugiați ucraineni din comunitatea locală și promovarea turismului activ și a sportului în rândul tinerilor din regiune. Participanții au dobândit noi competențe și abilități, inclusiv capacitatea de a depăși dificultățile și de a se adapta la schimbările din mediul social. Totodată, proiectul a adus împreună 30 de copii din Republica Moldova și din familiile de refugiați ucraineni care trăiesc în Ceaterlunga, oferindu-le oportunități de integrare și dezvoltare personală. La una dintre excursii, copiii au vizitat lacul Beleu, aflat în rezervația biosferei Prutul de Jos. Здесь жили мимо этих сел, вот они ели это, и они вышли из голода. Выжили. Безусловно, данный проект имеет очень большую роль, очень важную роль, потому что те мероприятия, в которых дети участвовали, во-первых, это проводится на открытом воздухе. Дети раскрываются совсем по-другому, чем если бы они были где-то в закрытых помещениях. Они, во-первых, знакомятся с окружающей средой. Во время экскурсии, например, одна из экскурсий была в заповедную зону. Там дети знакомились с редкими видами растений, с редкими видами птиц. Они должны понимать, они должны осознавать, что ответственность лежит на них, пока они дети. Они должны понимать, что они наше будущее. Потом они своих детей будут учить. Активитățile desfășurate au ajutat la creșterea nivelului de socializare și colaborare între tineri. Так как многие дети были впервые, понятно, что для них это все было новое. Мы проходили элементы спортивного туризма, горного туризма. То есть у нас были навесные переправы, параллели, узлы вязали, это все мы проходили. Конечно, мы ставили палатки, многие уже потом со второго раза сами ставили без проблем. Учили разводить костры разными способами, учили готовить на костре. Participanții la Școala Turismului Sportiv au avut parte de numeroase experiențe în natură, care s-au dovedit a fi extrem de benefice. Copiii au declarat că excursiile le-au plăcut foarte mult și că au învățat multe lucruri noi în aceste zile. Interesno, даже как-то весело. Мы ходили, рассказывали шутки, смеялись. Научился раскладывать палатки, готовить, типа в лесу. Походу было чудесно, хотя достаточно сложно и утомительно. Это просто незабываемо. Например, Тамайское озеро мы шли пешком. Несколько часов, более 6 часов, это просто незабываемое чувство. Под жару, в зоопарке, я первый раз была в зоопарке, это просто неимоверный зоопарк. Там всякие разные животные, которых я никогда не видела и, может быть, не увидела бы. Scopul care a stat la baza dezvoltării acestui proiect a fost detașarea generației tinere de gadget-uri și promovarea socializării între copiii refugiați din Ucraina și cei din Republica Moldova. Guvernul Germaniei susține organizațiile societății civile în a fi organizații puternice, parteneri de încredere pentru administrațiile locale, pentru comunități, pentru dezvoltare locală durabilă. Evenimentul de astăzi este exact un exemplu foarte bun de cooperare dintre societatea civilă cu autoritățile locale, cu mediul de afaceri. Prin intermediul proiectelor desfășurate, contribuim la dezvoltarea societății și mai mult la dezvoltarea comunitară, ceea ce face deja aproape 30 de ani Centrul Contact alături de partenerii săi internaționali și locali. Prin intermediul proiectelor de acest gen și nu doar, contribuim la coeziune socială, la integrarea copiilor, refugiați și din familii social vulnerabili pentru o comunitate prosperă. Suntem convinși că prin intermediul asemenea proiecte contribuim nu doar la dezvoltarea deprinderilor de viață, orientare în spațiu, coeziune de echipă, dar și la formarea unei comunități integre. Școala Turismului Sportiv a demonstrat că prin sprijinul adecvat și implicarea comunității se pot obține rezultate remarcabile. Sportul și turismul pot fi instrumente puternice pentru integrare și educarea copiilor, oferindu-le nu doar abilități practice, dar și oportunități de a construi relații și de a contribui la dezvoltarea țării.